Marți, la ieșire din municipiul Brăila, a avut loc un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. Impactul s-a produs pe digul ce duce spre municipiul Galați, în dreptul unui cămin de bătrâni. Cauzele care au dus la producerea evenimentului rutier sunt necunoscute. La fața locului au ajuns polițiștii biroului rutier Brăila, care au demarat măsurătorile. În urma cercetărilor din teren se va stabili care au fost circumstanțele exacte ale evenimentului. Din cauza că impactul a fost puternic, unul dintre șoferi a rămas încarcerat între fiarele contorsionate ale autoturismului. Pompierii brăileni au intervenit pentru descarcerarea bărbatului. Acesta a fost preluat de echipajul de la Serviciul de Ambulanță Județean și transportat la Spitalul de Urgență Brăila pentru îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.